Numărul severinenilor care beneficiază de ajutor social a scăzut semnificativ din 2018 și până în prezent. Verificările pentru îndeplinirea condițiilor de obținere a ajutorului social se fac tot mai des în ultima perioadă, iar cei care refuză un loc de muncă nu vor mai primi nici măcar ajutorul social. Cu toate că și în anul acesta ajutoarele sociale se ridică la cifra sutelor, sprijinul oferit persoanelor cu posibilități materiale reduse a scăzut semnificativ în ultimii ani. Astfel, pentru ajutoarele sociale s-a plătit mai puțin cu un miliard de lei din 2018 și până în prezent. În ultimii ani de zile numărul persoanelor care beneficiază de ajutor social la nivelul municipiului drobeta Turnul Severin a fost în continuă scădere Astfel în 2018 am avut 195 de dosare la nivelul municipiului drobeta Turnul Severin și au fost plătiți 438.205 lei În 2019 avem 142 de dosare, în 2020 avem 134 de dosare care au însumat ca și plată 329.000 de lei Deci iată cu miliard de lei mai puțin bani plătiți de comunitate, de primărie, în 2 ani de zile, iar la nivelul anului 2021, la momentul la care discutăm, avem dosare de ajutor social 127, deci iată că aproape cu 70 de dosare mai puțin decât acum 2 ani de zile. Scăderea numărului de persoane beneficiare de ajutor social înseamnă o degrevare a bugetului local, pe de-o parte, pe de altă parte, și persoanele în cauză, persoanele respective, beneficiază de un loc de muncă și de venituri mai mari pentru familie. Numărul severinenilor cu posibilități materiale reduse a scăzut semnificativ întrucât verificările asupra îndeplinirii condițiilor de obținere a ajutorului social se fac tot mai des în ultima perioadă chiar odată la trei luni conform hotărârii antilene, inițiată în urmă cu doi ani de către autoritățile locale. De asemenea, cei care refuză un loc de muncă riscă să nu mai primească nici măcar ajutorul social.